Legenda muzicii românești, Margareta Păslaru, de vorbă cu un tânăr talentat. Ah, ce veste extraordinară! Și, din fericire, avem în studio subiectul acestei vești extraordinare, un premiu, un violoncelist extraordinar de talentat, dar mai bine să lăsăm să se prezinte. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Corneliu Zirbo, sunt elev în clasa 11-a la Colegiul Național de Arte din Ulipati, studiez violoncelul la clasa domnului profesor Octavian Lup și de curând am câștigat un concurs. Este vorba de concursul internațional Streichwerk în Berlin. Ah, extraordinar, extraordinar! Și cum ați ajuns la acel concurs? Un profesor cu care lucram mai de mult m-a informat despre acest concurs, pentru că concursul despre care vorbim este la prima ediție. S-au trimis niște înregistrări video, iar în urma acestor filmări s-au selectat 5 candidați care s-au prezentat la finala de la Berlin. Am fost eu din România, am avut un concurent din Germania, din Franța, Japonia și Slovacia. De câți ani studiați? Studiez de 9 ani violoncelul. Am început la Cluj, la școala de muzică Augustin Bena. Ulterior am continuat studiile la Colegiul de Muzică Sigismund Zoduță, iar în prezent sunt la Colegiul Național din Ulipati. Cum v-ați descoperit aceste calități? Cum ați ales instrumentul? Probabil părinții, presupun părinții, au fost cei, da? Care v-au încurajat? Părinții au ales pentru mine instrumentul acesta. La început totul a fost ca o joacă, un hobby, iar mai târziu am început să descoper frumusețea acestui instrument și am făcut din acest hobby o carieră. Acum, faptul că au ales un instrument atât de special, întâmplător, violoncelul este unul dintre instrumentele mele preferate. Am și o piesă compusă special pentru voce și violoncel. Sunt muzicieni? Nu sunt muzician, dar sunt iubitor de muzică. Aha, tocmai că mă gândeam, de obicei aleg un flaut sau aleg un instrument ușor de transportat și felicitări părinților și profesorilor, desigur. Și acum sunteți în perioada de examene. Profit și eu de clasa 11-a, cât pot. E o perioadă mai lejeră, aș putea spune. La anul începe greul. Greul. Și către ce tindeți după aceea? Voi studia la o universitate de muzică, încă nu sunt hotărât unde, dar mai am... Aveți invitații, aveți propuneri, probabil sunt... Deocamdată lucrez cu cât de mulți profesori pot, încerc să-mi lărgesc orizonturile, iar la momentul potrivit voi decide ce voi face. Dacă nu mă înșel, sunteți bursier la... La clasa de excelență a violoncelistului Gauthier Capuçon în Paris. Acum, desigur, a spune preferințe este foarte greu, pentru că în calitatea pe care aveți ca muzician, presupun că abordați diferite partituri, nu? Care mai de care mai interesantă. Ce vă atrage mai mult? Toate lucrările, când vorbim despre muzică, au frumusețea lor, dar pe mine pot să zic că în mod special mă atrage repertoriu romantic, vorbind despre Brahms, despre Tchaikovsky, despre Elgar. V-am întrebat aceasta pentru că vă așteaptă recitaluri, presupun, în viitor, nu? Și veți avea concerte și eram curioasă în ce măsură dumneavoastră vă alegeți repertoriul sau acel promotor sau cel care organizează un astfel de spectacol vă sugerează un anumit repertoriu. Ambele situații pot fi întâlnite. Se poate să-ți alegi tu repertoriu, uneori se poate să-ți aleagă ei pentru tine ce să cânti, dar... Spuneți-mi, astăzi ne-ați pregătit o lucrare, ce anume? Am pregătit pentru dumneavoastră fantezie pe teme rusești de David Popper. Oh, splendid, să ascultăm! Thank you.
Ce impresie vă face muzica nouă, să spunem, modernă, să spunem? Pot să spun că admir orice fel de muzică, mă rog, exceptând, bineînțeles, manele și, și orice muzică care are ceva captivant și interesant și creativ, pe mine pot să zic că mă atrage. Deci, da, pot să zic că sunt... Am remarcat pe cei doi din Slovenia, dacă nu mă înșel, cei doi care formează Two Cellos. Îi admir foarte mult. Și au niște piese și un temperament, și apoi regizorul care a știut cum să-i pună în valoare și cum să-i filmeze și excepțional. Ei de fapt reușesc să atragă lumea spre muzica clasică prin intermediul... Are un rol educativ, așa spun întotdeauna, cum la noi s-a preluat Mozart Rocks, da? Care de asemenea a avut un impact formidabil și susțin aceasta, tocmai pentru că altfel muzica simfonică clasică nu ajunge la cei așa tineri. Este, așa este. Și are un dublu rol educativ și în același timp plăcut pentru cei care zic, ia uite domnule, se poate și așa. Aveți de gând să preluați anumite lucruri pe care să le transformați în acest fel? Da, cred că modul acesta de a aborda muzica este foarte important. Da. Și dacă mai găsiți un grup de tineri la fel de pasionați ca dumneavoastră, cred că puteți face, nu un duo, ci, cum să zic eu, muzică de cameră, într-un fel, nu? Da, ar fi o idee foarte, foarte bună. Nu? Da. Voi veni să vă aplaud. Până atunci mai ascultăm ceva? Mai ascultăm ceva? Vom asculta Pezzo Capriccioso de Piotr Ilici Tchaikovsky. Thank you.
las pe dumneavoastră să ne povestiți cam ce planuri aveți pentru viitorul apropiat. Vorbim despre 16 decembrie, voi susține un concert cu Filarmonica de Stat Moldova din Iași. Voi interpreta concertul în mi minor de Eduard Elgar. În 17 decembrie, chiar o zi după concertul de la Iași, voi cânta cu Camerata Regală Pezzo Capriccioso de Ilici Tchaikovsky, Piotr Ilici Tchaikovsky, unde vă aștept cu drag. Iar fiind violoncelist selectat al clasic de excelență de la Paris al lui Gauthier Capuçon, până la sfârșitul anului școlar voi merge lunar la Paris pentru a studia cu dânsul. Și cam atât aș putea spune. Oh, vai, este mai mult decât se poate aștepta la o vârstă atât de fragedă și la un început mai mult decât promisător. Prin urmare, nu voi spune la revedere, ci pe curând. Pe curând. Legenda muzicii românești, Margareta Păslaru, de vorbă cu un tânăr talentat.